Bună, eu sunt Vlad, bine ai venit sau bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. În vlogul de azi vreau să-ți arăt 3 idei cool de story-uri pentru Instagram pe care să le pui în practică și pe care să le postezi de Crăciun. Să trecem la treabă. Hai să-ți arăt prima idee. Deschide Instagram. Du-te în profilul tău. Selectează postarea pe care vrei să o anunți în story. Apasă pe share, selectează share în story. Apasă pe text și pune un emoji de Crăciun de mai multe ori. Selectează tot ce ai scris, copiază și dă paste până umpli ecranul. Apasă pe ecran între emoji ca să tragi poza în față. Apasă pe text, selectează fontul acesta, al patrulea de la dreapta spre stânga. Apasă pe space de 10 ori și pune un punct apoi. Apasă pe fundal și dă-i culoarea roșie. Selectează punctul, colorează-l cu altă culoare, apoi cu roșu din nou ca să dispară în fundal. Pune acest element în colțul din dreapta sus. Opțional repeți și pui și în stânga jos același element. Acum poți posta în story-ul tău. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut acum, mai ai răbdare câteva minute, pentru că urmează încă 2 idei cool de story-uri pentru Instagram pe care să le postezi de Crăciun. Deschide Instagram. Selectează postarea pe care vrei să o anunți în story. Apasă pe share, selectează share în story. Apasă pe text, selectează fontul acesta, al patrulea de la dreapta spre stânga. Apasă pe space de 10 ori și pune un punct apoi. Colorează fundalul textului cu alb. Selectează punctul, colorează-l cu altă culoare, apoi cu alb din nou ca să dispară în fundal. Mărește forma creată și așează-o în partea de jos a ecranului. Apasă pe creion și selectează vârful ascuțit. Selectează culoarea roșie și ține apăsat cu degetul pe ecran până se colorează roșu. Acum fă o altă formă ca cea de mai devreme, dar colorează-o cu verde. Rotește-o și așează-o în partea de sus a postării. Pune un emoji cu bradul de Crăciun în partea de jos a ecranului. Opțional, poți pune un moș pe forma verde de mai sus. Acum poți posta în story-ul tău. Stai puțin, nu închide vlogul. Mai ai un pic de răbdare pentru că mai am doar o idee pe care vreau să ți-o arăt. Deschide browserul și accesează website-ul pngwave.com. Scrie textul Santa Slay în bara de căutare. Fă click pe prima poză cu Sania. Apasă Download Original PNG. Acum deschide Instagram, selectează postarea pe care vrei să o anunți în story, apasă pe share și selectează share în story. Apasă pe text, selectează fontul acesta, al patrulea de la dreapta spre stânga. Apasă pe space de 10 ori și pune un punct apoi. Colorează fundalul textului cu alb. Selectează punctul, colorează-l cu altă culoare și apoi cu alb din nou ca să dispară în fundal. Mărește forma creată și așează-o în partea de jos a ecranului. Apasă pe creion și selectează vârful ascuțit. Selectează culoarea verde și ține apăsat cu degetul pe ecran până se colorează verde. Du-te în galeria telefonului. Selectează poza cu Sania, apasă pe share și selectează copy photo. Întoarce-te în Instagram și apasă pe imagine ca să dai paste. Apasă odată pe Sania ca să o întorci și așează-o în partea de jos a ecranului. Acum fă o altă formă ca cea de mai devreme, dar colorează-o cu roșu și pune acest element în colțul din dreapta sus a postării. Pune un emoji cu un brad lângă Sania jos în stânga. Opțional, poți folosi creionul ca să simulezi fulgii de zăpadă. Acum poți posta în story-ul tău. Astea au fost cele 3 idei cool de Insta Story pe care îți propun să le faci și tu pe Instagram de Crăciun. Îți mulțumesc că ai rămas până la final, iar înainte de a închide vlogul, îți doresc să ai sărbători frumoase și un sfârșit de an cât se poate de bun. Iar în ceea ce privește anul următor, pumnii strânși să avem un an cât mai bun și care să ne surprindă cât mai plăcut. Până data viitoare, ai grijă de tine și nu uita să zâmbești. Crăciun fericit! Thank you.